Panica s-a instalat pe Alea Umbrei după ce un fum gros a început să iasă pe ferestrele unui apartament de la etajul al treilea. Vecinii au chemat imediat pompierii. După aproximativ o jumătate de oră, pompierii au reușit să stingă incendiul. Pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un apartament situat la etajul 3. Ne-am deplasat la fața locului cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă. Am localizat incendiul în dormitorul apartamentului, ce se degaja o cantitate mare de fum. Am lichidat și stins incendiul în scurt timp. Martorii spun că focul ar fi pornit de la un fier de călcat uitat în priză.